Viorel Dumitrescu consideră că lotul pe care îl are la dispoziție îl poate ajuta să readucă echipa pe prima scenă fotbalistică a țării. Pe lângă jucătorii tineri, Dumitrescu va conta și pe experiența lui Năstăsie și a lui Ghiță. De ce nu? Galațiu cum a luat campionatul? Cu niște anonimi, între ghilimele, nu? Mai ales că acum alături de noi a venit și Năstăsie, nu? L-avem pe Ghiță, pe Năstăsie, care vor juca la prima etapă. Cosmin Năstăsie va juca la mijlocul terenului pentru că antrenorul a considerat că este nevoie de el în acel compartiment, chiar dacă postul lui obișnuit este cel de vârf. Năstăsie e un tip cerebral. Știe când să accelereze jocul, știe când să temporizeze. A adus liniștea de la mijlocul terenului. Ăsta e Năstăsie, un jucător complet. Deci îl veți folosi ca un coordonator? Sau? Da, mijlocaș central. Chiar dacă l-a jucat pe benzi. Am nevoie de el acolo, am nevoie de experiența lui în mijlocul terenului, am stat de vorbă cu el și ne înțelegem foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă. FC Argeș începe mâine campionatul, urmând să joace în deplasare cu FC Maramureș Baia Mare de la ora 11.